Săptămâna asta am avut un șoc foarte special. Cineva a invitat o soră din altă biserică să vină la deschidere, la noi, la dedicarea bisericii. Și răspunsul acestei femei a fost foarte ciudat. Zice, nici să meargă Iisus Hristos acolo, eu nu mă duc. Wow! Tot m-am întrebat, oare de ce se duce femeia asta la biserică, Nu? Dacă acolo unde Iisus Hristos ea nu merge. nu? Am fost foarte șocat pentru că mi-am dat seama că ura și, și răutatea ne poate scoate din normal. Pentru că un, un, un asemenea cuvânt, o asemenea vorbă. Nu poate spune un creștin obișnuit. Un, un creștin normal. Nu? Un creștin sănătos. Despre Domnul Iisus Hristos se pot spune foarte multe lucruri. Dar el a fost numit la un moment dat de unul dintre marii profeți din Vechiul Testament, omul durerii și obișnuit cu suferința. Aș vrea să spun câteva gânduri în legătură cu versetul acesta pe care îl găsim în Isaia 53, versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, Om al durerii și obișnuit cu suferința era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Întotdeauna când auzim aceste cuvinte ne gândim la suferințele Domnului Iisus Hristos de la cruce. Nu știu de ce, probabil că cele mai mari suferințe pe care El a îndurat a fost atunci în săptămâna mare, la cruce când a fost arestat, biciuit, răstignit și a murit în suferințele de la cruce. Avem cina Domnului în dimineața aceasta și aș vrea să vă provoc să ne gândim puțin la suferințele Domnului înainte să ajungă la cruce. Săptămâna aceasta veneam de la biserică împreună cu Rodica și ne-a atras atenția un motociclist care a trecut pe lângă noi. Avea un t-shirt, un știți dumneavoastră, motocicliștii le place să umble negru, cu haine de piele, mă rog. Ăsta avea un t-shirt negru și pe spate scria foarte mare, Life is pain. Viața este durere, este suferință. Viața Domnului Iisus Hristos a fost o suferință întreagă. De aceea a fost numit om al durerii, nu pentru că a suferit numai la cruce, ci pentru că întreaga sa viață a fost o viață de suferință. Și pentru că ne aducem aminte de suferințele Domnului pentru noi, acum la cina Domnului, aș vrea să vă provoc să ne gândim la câteva din suferințele Domnului înainte ca El să ajungă la cruce. Primul lucru care vreau să menționez, gândiți-vă că timp de 33 de ani, Domnul a fost forțat să îndure ispitele la care toți dintre noi suntem expuși. Fiecare dintre noi suntem expuși la ispitele acestei vieți și Domnul a îndurat, a suferit, a rezistat acestor ispite. Iată două versete pe care le găsim în Evrei, capitolul 4, versetul 15, că noi nu avem un mare preot ca să se, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Ca și noi, ca și mine, ca și tine. Evrei 2 cu 18 și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. El a fost ispitit ca și mine, ca și tine. Ne cunoaște, știe, a trecut pe aici. De aceea poate să ne ajute atunci când trecem prin ispite. În al doilea rând, a fost respins de oamenii din satul natal. Acum, câte, când te resping străinii, e rău și e dureros. Dar când te resping ai tăi, poate că cel mai dureros verset din Biblie este a venit la ei și ai nu l-au primit. Isai nu -au primit. A ei săi nu l-au primit. S-a dus în Nazaret, la sinagoga din Nazaret, a luat cartea sfântă și a citit din ea și iată ce s-a întâmplat. Toți cei din sinagogă, frații, din biserică, după ce l-au auzit predicând, ok? Când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până la sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-l arunce jos în prăpastie. Când ai tăi, vor să te arunce în prăpastie, durerea aceasta este foarte mare. Oamenii din satul tău, ai tăi, când ai tăi, te dau afară din casă, când ai tăi, te dau afară din biserică, nu? E foarte dureros. Am cunoscut când eram studenți o soră care s-a întors la Domnul, o fată s-a întors la Domnul, era studentă și au dezmoștenit-o părinții. Au scos-o de pe numele lor. N-au mai vrut să știe de ea deloc. Atât de mult suferea fata asta. Și pentru ce? Pentru că s-a întors la Dumnezeu? Pentru că s-a pocăit? Pentru că s-a făcut om de treabă? Nu? Au iubit-o și au acceptat-o până era rea, nu? Până umbla... Cine știe pe unde și cu cine știe cine. Era ok. Dar când și-a îndreptat viața, n-au mai vrut-o. Și era, este foarte dureros când te resping Domnul a fost respins de oamenii din satul lui. În al treilea rând, i-au fost aduse acuzații blasfemitoare atunci când a făcut bine oamenilor. Iată ce spune. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit afară dracul, omul a, a grăit și noroadele s-au mirat. Omul a început să vorbească. Dar unii ziceau, el scoate draci cu Belzebul, domnul dracilor. L-au acuzat pe nedrept, acuzații blasfemitoare, nu? După ce a făcut bine cuiva. Știți că orice facere de bine nu va, fi, nu va rămâne nepedepsită, nu? Știți asta? Ați, ați experimentat-o. De aceea, continuați să faceți bine, în continuare. Nu, nu încetați. Numărul 4. A fost bagiocorit și luat în derâdere de farisei. L-au pus în bancuri. Când se întâlneau farisei la oaltă, făceau bancuri pe seama lui. Auzi, domnule, templarul ăsta a neșcolit din Nazaret. Poate și ceva bun din Nazaret, domnule. N-a ieșit niciodată nimic bun. Farisei care erau, erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Își băteau joc de Mântuitorul. Este îngrozitor să își bată cineva joc de tine. Nu? Și e, e, e greu să înduri, nu? când tu știi exact cine sunt oamenii care râd de tine a venit cineva la mine și mi-a spus că nu știu să mă exprim, nu știu să te exprim. nu? M am blocat. Acum, ce era să-i spun eu ăsta că știu să mă exprim? Nu? E, e îngrozitare îngrozitoare chestia asta. S-a venit cineva la mine și mi-a spus că am ajuns inginer, că m-am dus la școală la fără frecvență. <laughs> ce razva, să scot diplomele, să le duc, o să spună că sunt false, nu? Nu are sens. Domnul nu s-a dus la farisei și să le spune, băi, nenorociților. nu. asta că am mai multe școală ca voi. Nu, de asta trebuie să fugi. Nu există altă soluție. Să rabzi, să suferi și să pleci. În al cincilea rând, a fost mereu ținta unor întrebări provocatoare pentru a fi atras în cursă. Cred că domnul ar fi putut să râdă grozav de ei, nu? Și de fapt câteodată a și râs, i-a pus în încurcători zdravă de tot. Deci am să vă spun? Dacă răspundeți și voi la întrebarea asta. <gânghe> Auleu! Și n-a putut să răspundă la întrebare și domnul spus, a spus, atunci nici eu nu vă răspund. Acum îl prindem, ne ducem, îl prindem exact, o să spună ceva rău de cezar, de taxe, o să vină aerul peste el. Arătați-mi o monedă. Cineva a spus că domnul n-a pus mâna pe monede niciodată. arătați mi Așa, de la distanță. A cui chip e pe ea? A lui Cezar. Păi dacă e a lui Cezar, dați-o cezarului. Dar ce poartă chipul lui Dumnezeu? Dați lui Dumnezeu, nu? Au început să-L pândească pe Iisus, ascultați versetul ăsta, și au trimis niște iscoditori, cred că aveau o școală specială de iscoditori, așa, specializați în arta asta de a trage în cursă pe cineva. Erau dotați cu telefoane, cu aparate de înregistrat, tot, nu? Three-way calls. Ce frică să vorbești cu cineva la telefon, că nu știi cine te ascultă. Te ascultă mai multă lume. Așa? Ai grijă ce spui nu știa foarte bine despre cine este vorba, care se prefăceau că sunt neprihăniți, întorceau ochii pe dos, sfântoci de numă, ca să-l prinde cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânire și pe mâna puterii lui. Wow! Și asta era permanent, era în fiecare zi, Asta face parte din suferința Domnului înainte să ajungă la cruce. De aceea El este obișnuit cu suferința. O viață întreagă s obișnuit cu ea. În al șaselea rând, mulți dintre ucenici l-au părăsit. Să știți că versetele astea m-au adus multă mângăiere. Mi-am dat seama că nu numai de la mine au plecat oameni, pleca și de la Domnul. Mulți din ucenicii lui, după ce l-au auzit cuvintele, vorbea despre moartea lui, despre pâine și despre vin. Vorbea despre trupul și sângele lui. Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu o să aibă viață veșnică. Nu, asta e prea de tot. Ce asta ne face, canibali? Și-au întors. Au plecat. Au plecat furioși. Domnul s-a întors spre ceilalți care rămăseseră și le-a întrebat, le a întrebat, da, voi nu plecați interesant, răspunsul lui Petru este foarte profund. Ce Doamne, la cine să ne ducem? Petru nu zice unde să ne ducem, nu? Pentru că atunci când pleci de la Domnul, nu te duci undeva. Te duci la alt cineva. Ascultați-mă bine. Când ai întors spatele lui Hristos, nu te duci alt undeva. Te duci la alt cineva. Și, cel, și cel, acesta este cel rău ce ne întoarce spatele lui Hristos, să ducem brațele diavolului. Și Petru a spus foarte clar, la cine să ne ducem? căci nu numai tu ai cuvintele vieții. Am putut să spun la mormântare ieri că atunci când vine moartea, este o mare binecuvântare să ai la cine să te duci. Te duci la Domnul. El are cuvintele și sursa vieții este la El. în la șaptelea rând, frații lui n-au crezut în el. Frații lui n-au crezut în el. Familia n-a crezut în el. Căci nici frații lui nu credeau în el. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă, vremea întotdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele. Frații lui nu credeau în el. ce pastor e să am, nici, nici, familia nu merge cu el. nu. Deci, nici... Și copiii nu merg la biserica pe care o păstorește el. Wow! La optelea rând, a trebuit să, îndure, să îndure ignoranța celor din jurul lui. Știți că lumea asta este un fel de maștene de prostie, uriașă. Maștenă de prostie uriașă. Cum încearcă cineva să scoate capul, îl tragă ea de jos înapoi. Stăm toți în cloca asta, să ne asfundăm în ea. Ignoranța începe să fie, ce știu eu, numitorul comun al societății în care ne găsim. Cei din România sunt aproape îngroziți, speriați. Educația a căzut dramatic în ultimii ani în România. Sunt analfabeti cu diplome peste tot. Le-au cumpărat, le-au au păcălit. Asta ne vine, știți dumneavoastră, de unde? De la Ceaușescu și de la Elena. Erau o poantă teribilă pe vremea aceea că s-a dus cu căruța așa prin București, romantic. Și a trecut pe lângă o universitate, au oprit calul și a zis birjarului, du-te mă și spune să ne dea câte o diplomă. O plecat și au venit cu o diplomă, una pentru el, una pentru ea. Am mers mai departe, ajuns la facultatea de medicină, de te jos, mă, au plecat, le are, le-a dus diplome și așa mai departe. Și acum aveau prea multe diplome. La ultima facultate, cred că la politehnic. mi-a zis, du-te și ia două diplome și pentru tăi. Și a zis, dacă am luat pentru doi boi, iau și pentru doi cai. <laughs> <laughs> diplome. Nu? Eu. eu, eu mlașină a ignoranței și a prostiei. Vă dați seama cum a reacționat Domnul în fața acestor oameni? S-a făcut, deci, dezbinare în orod din pricina lui. Unii ziceau, eu am unul unul dintre proroci, unul bun, unul e rău, s-a făcut dezbinare, cum le stătea lor foarte bine. Unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Interesant. Vreau să-l omoare, să-l prindă, de rută totală. Domnul trebuie să îndure toată prostia asta. La nouălea rând, cunoștea foarte bine suferințele care vor urma. De-aia, suferințele lui erau cu atât mai mari. Știa că va veni crucea, știa că va veni arestarea, trădarea ucenicilor, știa toate aceste lucruri. Noi suntem binecuvântați de Dumnezeu că nu știm ce ni se întâmplă, știți asta? Trebuie să mulțumim Lui Dumnezeu că suntem ignoranți în domeniul ăsta, a viitorului. Și ultimul lucru, a trebuit să îndure ignoranța și luptele pentru putere din partea ucenicilor. Iară să certau, iar voiau să știe care e mai mare, iar voiau să facă alegeri. Și iară făceau alegeri și iară nu ieșeau cum trebuie. Și arăseau se luptau unul cu celălalt și momentele cele mai sfinte la cina Domnului, după cina Domnului, când le-a spus că unul dintre ei îl va vinde și va fi dat în mâina celor fără, de lege, până în ghețimani, acum dacă moare, cine rămâne în locul lui? Nu? Cred că eu, ba, eu, supune la vot. Și nu odată, Domnul a zis, până când am să vă sufăr, nu? Până când? Pentru că în continuu se confrunta cu micimea asta de, de, de suflete și de oameni, de, de spirite, care nu înțelegeau și nu știau cine este Domnul. Nu credeau în el. Am putea continua foarte mult să vorbim despre suferințele asele de Domnului. Așa cum ziceam înainte, el este om al durerii și obișnuit cu suferința, pentru că din prima zi, de când a venit în lumea asta, a avut parte de ea, ca mine și ca tine. De aceea el ne înțelege pe fiecare dintre noi. Haideți să ridicăm în picioare acum și să ne apropiem de cina Domnului. Vă pe frații uh, Gigi Botea și fratele Sandu, fratele Novac, uh, haideți să... Uh, ne rugăm Domnului să binecuvânteze rodul viței, să binecuvânteze pâinea și apoi în smerenie, cu respect, cu pioșenie, să ne împărtășim amintindu-ne de suferințele Domnului Iisus Hristos. Să ne rugăm Domnului prin fratele Sandu și prin fratele Gianovac.